Prea curate, Mântuitorule Doamne, dă-mi să îmbrățișez ziua de azi cu recunoștință și cu mulțumire și cu veselie și cu încredere în mine, dar mai ales în Tine. Dă-mi să văd toate oportunitățile și minunile pe care Tu le așterni în calea mea și nu lăsa ca nici un gând pătimaș și nici o dorință deșartă să îmi tulbure speranța și credința în cele bune pe care Tu le rânduiești în continuu înspre folosul meu. Doamne, Tu știi deja toate cele ce mă așteaptă astăzi și mâine și în toate zilele ce mi-au fost date. Dă-mi putere să pot să le trec pe toate înspre slava Ta. Amin. Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat cina cea din urmă cu cei ce Te-au urmat și cu neclintită umilință ai spălat apoi picioarele lor și încă și cele ale ucenicului slab ce Te-a vândut și ai luat apoi pâine și vin cu mâinile Tale sfinte și le-ai binecuvântat cu puterea Ta și le-ai făcut pe ele trupul și sângele Tău și le-ai împărtășit zicând așa: luați voi de mâncați și beți, căci iată, acestea sunt trupul și sângele meu. Nu lăsa, Doamne, să se facă depărtare între mine și Tine și ajută-mă ca în toate cele ale mele să fac doar voia Ta. De Ți-am greșit, dă-mi Tu lacrimi fierbinți ca să pot să îmi plâng păcatele. De sufletul mi-e întinat, spală-l Tu și curățește inima mea, tot așa cum ai spălat picioarele ucenicilor Tăi. De voința mi-e slăbită, dă-mi Tu putere, ca fără nici o întrebare și nici o împiedicare să pot trece ziua de azi, întărit de Duhul Tău cel Sfânt. Ține-mi gândul drept și luminat cu dulcea Ta lumină și ridică-mă într-o credință de fiecare dată când cad din pricina celor lumești. Izbăvește-mă de orice stricăciune și îngroapă-mi Tu patimile și ferește-mă de amăgirea celui rău. Iar în clipa cea din urmă a vieții mele, fă așa încât cu bucurie să îmi sui sufletul la Tine și să intru în mărirea Ta cerească. Ajută-mă, Doamne, să mă pot închina numelui Tău și pe Tine să Te slăvesc acum și pe veci. Amin. Ajută-mă, Doamne, să încep această nouă săptămână cu suflet împăcat, minte înțeleaptă și trup sănătos, și îndrumă-mă Tu ca să pășesc numai pe calea poruncilor Tale. Am, Doamne, astăzi inima deschisă în fața tuturor încercărilor și voi îmbrățișa fiecare clipă cu recunoștință, căci știu că toate ce îmi sunt date, fie că par ele ușoare sau grele, sunt numai înspre îndreptarea și desăvârșirea mea. Duse sunt, Doamne, zilele când necăjeam și sufeream, și dusă e și deznădejdea mea, căci astăzi mă încred cu totul în Tine și în voia Ta. Trimite, Doamne, o săptămână binecuvântată tuturor celor ce se roagă Ție. Amin. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni.
și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stăpâne Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, care ai făcut veacurile și știi sfârșitul lor, cel ce făurești anii și măsori vremurile, care unic stăpânire ai peste viață și peste moarte, descoperă-mă de bezna păcatului, mântuiește-mă de tot sfatul vrăjmașului și alungă-mi necazul și năpasta. Nevoia și întristarea și gândurile spurcate ce mă strâmtorează, primește, Doamne, smerenia mea și izbăvește-mă de toată cursa diavolească, deschide gura mea spre mărirea Ta și dă-mi să aleg acum, fără împiedicare, drumul poruncilor Tale. Spulberă orice pornire a vrăjmașului cel răpitor și a oricărui spirit diavolesc îndemnător la rău și ferește-mă de păcate și de stricăciune și dă-mi bucurie negrăită și veselie nepovestită și alătură-mă cetei celor blânzi, a celor ce bine fac înaintea Ta, în lumina neînserată și în veacul fericit și neîmbătrânitor, căci Tu ești Dumnezeul meu și doar în Tine mă încred, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul meu, Mântuitor, care m-ai izbăvit de sub puterea întunericului și m-ai strămutat în împărăția credinței Tale, ajută-mă Tu când cele lumești mă pun la încercare și dă-mi astăzi ținere aminte de cuvintele Tale, căci Tu ai spus, Doamne, iată că robii mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura, iar voi vă veți rușina. Cinstit fie Domnul Dumnezeul meu, Cel care nu mă lasă singur pe drumul meu. Amin. Este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile,
Indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Pacea sufletului aduce cu sine pacea trupului, iar rugăciunea este cheia noastră care deschide calea Harului Divin. Rugăciunea este o promisiune și o garanție a imortalității, căci acel ce îi vorbește lui Dumnezeu cu glas curat și cu sinceritate poate învinge orice, chiar și moartea. Sufletul devine nemuritor, iar trupul său va învia glorios. În ziua judecății de apoi, Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de toată neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă în cartea vieții și dăruiește-mi, Doamne, viață liniștită și binecuvântată, și liniște, și bucurie, și bunăstare, și iubire. Doamne, deși nu am făcut niciun bine poate înaintea Ta, stropește inima mea cu roa cea dulce a Harului Tău, după marea milei Tale, și pomenește-mă într-o împărăția Ta. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de toată neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă în cartea vieții și dăruiește-mi, Doamne, viață liniștită și binecuvântată, și liniște, și bucurie, și bunăstare, și iubire. Doamne, deși nu am făcut niciun bine poate înaintea Ta, stropește inima mea cu roa cea dulce a Harului Tău, după marea milei Tale, și pomenește-mă într-o împărăția Ta. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea,
fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă! Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de toată neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă în cartea vieții și dăruiește-mi, Doamne, viață liniștită și binecuvântată și liniște și bucurie și bunăstare și iubire. Doamne, deși nu am făcut niciun bine poate înaintea Ta, stropește inima mea cu roa cea dulce a harului Tău, după marea milei Tale, și pomenește-mă într-o împărăția Ta.